ești sigur că nu vei fi infectat cu moartea neagră, una dintre cele mai violente pandemii din istoria lumii ce a curmat viețile a zeci de milioane de oameni deodată. Desigur, un doctor care luptă împotriva ciumei și poartă acea mască înspăimântătoare cu cioc, îndrăgită de regizorii de filme, nu va apărea în zilele noastre. Casa ta nu va fi vopsită cu o cruce roșie, un semn al infecției în trecut. Este atât de minunat că trăim în secolul 21 și acest lucru nu ni se va întâmpla și nouă. Putem suspina ușurați. Totuși, dacă asta este ceea ce crezi cu adevărat, te înșeli amarnic. 4 cazuri de infecție cauzate de această boală mortală și extrem de infecțioasă au fost raportate în China în noiembrie 2019, lucru ce a șocat întreaga lume. Dar cum s-a strecurat această fantomă înfricoșătoare a trecutului în timpul nostru, când ești doar la un telefon distanță de îngrijire medicală calificată? Este posibil să te protejezi cumva împotriva acestei boli? Adevărul trist este că ciuma nu s-a evaporat. Cu toate că nu este răspândită la scară largă cum a fost în Evul Mediu, aproximativ 2500 de oameni s-au infectat în fiecare an și între 5 și 10% dintre aceștia mor din această cauză. Un număr destul de mare al acestor cazuri au apărut în China, Madagascar, Congo și Peru. 2 dintre ghinioniști erau rezidenții regiunii autohtone slab populate Xilingol din Mongolia Interioară, în nordul Chinei. A debutat când la începutul lunii noiembrie un soț și o soție au cerut ajutor medical unui spital din districtul Chaoyang în Beijing, unde au fost diagnosticați cu pesta pulmonară. Acest tip al bolii are o formă acută mult mai severă comparativ cu ciuma bubonică și de cele mai multe ori provoacă decesul. În ambele cazuri, agentul patogen este bacteria Yersinia pestis, care poate fi găsită la mamiferele mici și în puricii care trăiesc pe aceste animale unde este prezentă această bacterie. Totuși, ciuma bubonică este mai comună și în acest caz Yersinia pestis intră în corpul victimei atunci când este mușcată de un purice infectat și se deplasează prin sistemul limfatic până la cel mai apropiat ganglion limfatic, unde începe să se multiplice cauzând inflamație. Ganglionul limfatic infectat se umflă și devine dureros, transformându-se în așa numitele buboane, care la început arată ca niște bătături de piele obișnuite și în ultimele etape se transformă în răni mari pline cu puroi, putând ajunge la dimensiunea unor portocale. Totuși, este interesant că ciuma bubonică se transmite extrem de rar de la o persoană la alta. În ultimele etape ale acestei boli, infecția poate ajunge la plămâni unde provoacă pesta pulmonară. Tocmai această formă a ciumei a fost identificată la cuplul din China. La început au fost tratați într-un spital regional, dar nu se putea vedea nicio îmbunătățire a stării celor doi. Până când au ajuns la doctorul Ji Feng Li în Beijing, bărbatul a experimentat probleme de respirație și febră pentru numai puțin de 10 zile, iar soția sa prezenta acelea simptome. În ciuda experienței mari în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor respiratorii, doctorul Li nu a putut să detecteze agentul patogen care cauza starea celor doi pacienți, însă era clar că afecțiunea este foarte rară. În plus, trebuie să reverifice semnele oricărei boli infecțioase. În timpul testelor de laborator, una dintre metodele de diagnosticare a dezvăluit prezența antigenului Yersinia pestis într-o monstră de sânge. De îndată ce pacientul a fost diagnosticat cu pesta pulmonară, victimele și întregul departament de urgență au fost în carantină. A fost efectuată imediat o anchetă epidemiologică, iar locul a fost dezinfectat. Totuși, reacția lentă a autorităților care nu au recunoscut imediat seriozitatea problemei a provocat furie printre rezidenții locali. Cu toate acestea, frica a fost cauzată de lipsa transparenței din partea autorităților cu privire la această boală decât de ciumă în sine. Toate știrile au fost cenzurate și blocate cu scopul de a controla discuțiile online în legătură cu ciuma. Postarea doctorului Li pe o rețea de socializare care descrie cazul a fost ștersă. Unul dintre utilizatorii site-ului Weibo.com a ridicat întrebarea: cu câte persoane a avut contact cuplul până a ajuns în spitalul din Beijing unde au fost diagnosticați corect, spunând în continuare că tremură de frică. Potrivit oficialilor de la Centrul Chinez pentru Control și Prevenirea Bolilor, acesta a spus că nu este niciun motiv ca oamenii să se panicheze pentru că riscul răspândirii mai departe al acestei boli este extrem de mic.
Câteva zile mai târziu a fost înregistrat un al treilea caz de pestă pulmonară în Mongolia Interioară. Potrivit surselor oficiale, acesta nu avea nicio legătură cu cele două cazuri anterioare. Se presupune că bărbatul în vârstă de 55 de ani a contractat ciuma bubonică după ce a consumat carne de iepure sălbatic. Victima, spre deosebire de primele două, a fost internată la spital în stare critică. 28 de alte persoane cu care a intrat în contact direct bărbatul în vârstă de 55 de ani au fost puse sub carantină. Potrivit Centrului de Control și Prevenire a Bolilor, cei 28 de oameni care au intrat în contact cu pacientul nu au arătat niciun simptom patologic. Nu a durat mult până când cel de-al patrulea caz a fost identificat în aceeași lună. De această dată, un păstor din regiunea Ulan-Khab din Mongolia Interioară a fost diagnosticat cu aceeași afecțiune. A fost pus sub tratament și 4 alte persoane care au intrat în contact direct au fost puse sub observație. Din fericire, totul s-a limitat la aceste cazuri izolate din Mongolia Interioară. O situație diferită a fost observată în anul 2014 în provincia Gansu din China. Atunci, 30.000 de rezidenți ai orașului Yumen au fost puși sub carantină după ce o persoană în vârstă de 30 de ani a contractat ciuma bubonică de la o marmotă comună sălbatică și a murit. Infecțiile din Mongolia internă sunt asociate cu o creștere a populației rozătoarelor sălbatice din cauza secetei persistente înrăutățită de schimbările climatice. Potrivit agenției de știri Xinhua, un teritoriu de dimensiunile Olandei a fost afectat de șobolani bolnavi de ciumă în vara anului 2019, rezultând pierderi de până la 600 de milioane de yuani, adică cam 77,5 milioane de euro. Deci este posibil să eradicăm această afecțiune odată pentru totdeauna? Dat fiind faptul că știm ce provoacă ciuma, aceasta nu este nimic mai mult decât o boală naturală similară cu encefalita cauzată de mușcătura unei căpușe comune. Artropodele, mamiferele și orice om care intră în sistemul infecțiilor sunt implicați activ în menținerea focarului de infecție. În consecință, pentru a scăpa de ciumă, trebuie să exterminăm toate mamiferele și artropodele purtătoare, ceea ce desigur este imposibil. Rata de reproducere și adaptabilitatea incredibilă a șobolanilor face ca rezervorul de bacterii să nu se termine niciodată. Purecii poartă bacteria de la un rozător la altul. Se crede că moartea neagră a început odată ce purecii de pe șobolanii morți au infectat oamenii, transmițând boala mai departe, și reprezintă de asemenea modalitatea cea mai comună prin care se transmite boala și în prezent. Totuși, ea poate fi înfrântă. În timpuri străvechi, oamenii au luptat cu această afecțiune în felul lor, cu toate că a fost mult mai puțin eficient, și anume, au izolat pacienții, le provocau sângerări, slăbindu-i astfel și mai mult, apoi puneau vase cu lapte în jurul lor în încercarea de a atrage boala, după care ardeau corpurile celor decedați. În prezent, diagnosticarea precoce și antibioticele alături de îngrijiri speciale ne salvează de ciumă. Totuși, de-a lungul timpului, bacteria a dezvoltat rezistență împotriva antibioticelor, iar oamenii de știință sunt nevoiți să caute soluții alternative. Alexandre Yersin a folosit serul extras din sânge de cal ca pe o antitoxină, iar Waldemar Hafkin a dezvoltat un vaccin dintr-o tulpină slăbită a bacteriei, însă aceasta era eficientă doar împotriva ciumei bubonice și nu ajută cu nimic împotriva formei pulmonare a bolii. De asemenea, în ciuda faptului că sistemul nostru imunitar nu este în general capabil să învingă ciuma pe cont propriu, sunt cazuri cunoscute despre autovindecare. Există o ipoteză conform căreia genele unor oameni îi fac să fie rezistenți împotriva acestei boli. Totuși, ar trebui să știți că genomul din prezent al bacilului de ciumă este diferit față de cel original care a provocat decesul a 10 de milioane de oameni în trecut. Potrivit unui studiu efectuat de oamenii de știință din Germania în mijlocul morții negre din secolul al XIV-lea, codul genetic al ciumei era identic la victimele din Saint-Laurent, Barcelona, Londra și Oslo, apoi bacteria a evoluat și a pierdut o parte din ADN-ul care provoca o boală infecțioasă, iar astfel epidemia de ciumă s-a diminuat. Focarele de infecție ulterioare care au afectat Europa între secolele 15 și 18 au fost cauzate de o altă varietate genetică a aceleiași bacterii. Bineînțeles, este întotdeauna mai bine să prevenim o boală decât să o tratăm.
Ca să eviți infectarea, trebuie să te protejezi de mușcăturile de purici. Nu atinge cadavrele animalelor moarte și evită interacțiunea directă cu fluidele biologice și țesuturile infectate. Așadar, de când a avut loc primul focar de ciumă, oamenii au inventat antibioticele, au învățat cum să crească organe pe căi artificiale, au făcut multe alte descoperiri importante, dar încă nu au putut învinge această catastrofă biologică. Poate că acesta este modul naturii de a ne aminti că și noi facem parte din ea și, prin urmare, trebuie să ne adaptăm și noi. Nu avem cum să adaptăm natura la nevoile noastre întotdeauna. Cât de protejat te simți chiar tu de ciuma bubonică și celelalte forme ale sale? Ne puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!